Polițist de la secția 25 din București a împușcat iubita, apoi și-a luat viața. Totul după o ceartă aprinsă iscată în zorii zilei. Femeia a supraviețuit miraculos. Nimeni nu-și poate explica însă gestul agentului de 32 de ani. Era un om liniștit, spun cei care îl cunosc, și a trecut testările psihologice cu brio. Cearta a început în jurul orei 4. Cei doi iubiți erau într-un apartament din drumul Taberei, pe care polițistul îl împărțea cu alți doi tineri. Unul dintre ei ar fi fost în casă în timpul scandalului. De la vorbe grele s-a ajuns repede la violență. Agentul și-a împușcat iubita, apoi și-a pus capăt zilelor. Ea era foarte nervoasă, supărată. De văzut îi vedeam în fiecare zi, dar în fiecare zi se certau. De exemplu, ea alaltă ieri de dimineață era neagră de supărată. Erau foarte liniștiți. Eu nu i-am auzit niciodată certându-se. Se înțelegeau, plecau amândoi la servici, veneau. Deci nu văd altceva, dar aveau gelozie. Iubita polițistului a supraviețuit împușcăturii și a sunat la 112. Medicii ajunși la fața locului n-au mai putut face însă nimic pentru bărbat. Au dus-o pe tânără la spital. S-a constatat că e vorba de o plagă în zona gâtului, o plagă laterocervicală prin împușcare, însă din fericire această plagă a fost superficială. Dacă era un centimetru mai medial, sigur era o mare problemă, pentru că puteau fi interesate vasele importante din zona gâtului. Este o dramă ce se întâmplă. Și cei care l-au cunoscut pe agent de când era copil sunt șocați de gestul său. Băia cu mine. Băia de nota 10. Dar venea cu iubita lui pe aici? O știți de fapt? E cam mai de mușchi. A făcut școala aia, mă spunești? Băia cu mine. Pistolul folosit de agent nu era cel din dotare, ci o armă de calibru 9 mm, pentru care obținuse permisul în mai. În ultimele luni, mai mulți polițiști s-au împușcat, ori au încercat să-și ucidă familia, cel mai adesea din cauza problemelor financiare sau personale. Cel mai grav caz a fost la Craiova, unde fostul șef al serviciului armei, muniții și explozibili din IPJ Dolj și-a ucis soția și-a rănit-o grav pe fiica sa, după care a încercat să se sinucidă. Bărbatul a murit câteva ore mai târziu la spital. Sonia Simionov este acum în fața blocului în care s-a întâmplat totul. Sonia, au aflat polițiștii ce l-a determinat pe colegul lor să recurgă la un asemenea gest? Bună ziua! Deocamdată polițiștii nu au terminat audierile, ceea ce înseamnă că nu au verdict exact a ceea ce s-a întâmplat azi noapte aici, la etajul 2 în apartament. Colegul polițistului a fost deja audiat. Urmează să intre la audieri și iubita acestuia pe care el a încercat să o omoare. Polițistul era încadrat încă din 2006 la Serviciul Ordine Publică al secției 25 din București. De-a lungul timpului el a luat calificative de bine și foarte bine, tocmai de asta nici nu se explică gestul extrem la care a recurs. În acest moment, anchetatorii continuă cercetările, urmează să fie audiați toți martorii. El, într-adevăr, țin să vă mai menționez că nu își terminase studiile academiei, era încadrat cu statut special. Mulțumesc pentru informații, Sonia. Munca de profesor.